Așa dăm recomandări. Haideți! Cătălin, să ai grijă să poți lămpița cu tine mereu. Tot timpul și am și un fluier la chei, la toate cheile. M-au atacat niște câini odată. Ok. Bine. Următoarea grupă. Noi, nu? Cred că... Da, cred că noi suntem. Da, haide. Ei. Ceilalți închidem camerele. Deci, noi vom reveni la o poveste care se intitulează De la vis la succes. Într-o zi, inima s-a trezit și nu mai era singură. Când s-a uitat în jur, a descoperit un vis micuț. Și inima i-a spus: Vai, ce mic ești! Visul i-a răspuns: Dar să vezi ce mult curaj am. Inima? Știu că eu te-am creat, dar ca să-ți atingi scopul, avem nevoie și de creier. Atunci inima a luat visul în brațe și au plecat la creier. Creierul s-a uitat sceptic. Visul? Eu pot să schimb lume. Inima? Eu cred în el. Creierul? Dați-mi informații, vreau mai multe detalii. După un timp care a implicat comunicare între inimă, vis și creier, visul a înțeles că trebuie să fie perseverent și să depună mult efort. Și atunci a decis să iasă în lume și să se transforme în succes. Succesul deschide ochii, se întinde și spune: Ce bine e să mă transform din omidă în fluture! E frumos! Bravo, super tare! Aplaudăm cu sonor! Foarte frumos. Creative, inspirate. Coconul și omida și fluturașul. Mie mi-a plăcut cum a făcut Alex pe principiu. De la mine. Așa era scriptul, trebuia să fie foarte sceptic. Am nevoie de informații.